O să fie 80 sau 100. Bună seara, dragi telespectatori, ne-am întors la București aproape de tine. În această seară, alături de domnul Sorin Mierlea, ni s-a alăturat și domnul viceprimar al sectorului 2, domnul Dan Cristian Popescu. Bună seara. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația și în această parte a emisiunii, și mă bucur foarte tare că suntem în această formulă, aș vrea să discutăm toți trei despre potențiale proiecte pe sectorul 2, apropo de protecția consumatorului, că am înțeles că aveți la nivelul capitalei, în general. Facem chiar în sectorul 2 și mulțumesc atât domnului viceprimar, administrației, dar și mai ales poliției sector 2, locale din sectorul 2, care chiar pornim o campanie foarte mare, le-am și terminat afișele, le-am și dus pe tema centenarului. Simt și cred că nu s-a făcut suficient pe zona centenarului, îmi place că aveți sigla și insigna acolo. Cred că ar trebui să fie mult mai pregnant și e bine că până la urmă guvernul a prelungit. Nu știu dacă din faptul că nu s-a făcut prea mult și pentru anul care vine, important e că este și anul următor, dar mie mi-ar place și aici îi adresez o provocare domnului viceprimar. Nu știu cât se câștigă sau nu se câștigă, cât de bine e sau nu e bine cu panseluțe sau cu ciofi, dar măcar pe străzile principale din sectorul 2 și poate să fie un model ca și pentru alte sectoare să se întâmple asta și de ce nu și pentru alte primării din țară, să existe steagul României. Eu cred că steagul României ar putea să însemne pe câteva bulevarde. Eu cel puțin de câte ori văd steaguri așa multe, ai o stare de bine. Și mai vezi steagul României, poate încet, încet românul nu o să-și mai cumpere tricouri cu steagul Marii Britanii, sau poate o să-și mai schimbe, exact. Mai să-și cumpere cu și cu steagul acum, României. Acum, locuitorii sectorului 2 știu că noi am instalat, ADP-ul a instalat astfel de steaguri. Dar să fie permanente. Permanente, da, sunt steaguri permanente. Avem, cred că, peste 30 de locații unde sunt steaguri mari ale României. Zicem așa, pe câte o stradă, când e, de exemplu, de ziua națională și se pune pe câte o stradă multe steaguri? Sunt posturi fixe, sunt locuri fixe în cele mai multe intersecții. Intersecții mari. Deci, v-am spus, peste 30 de locații unde sunt niște steaguri pe care n-ai cum să le ratezi. Steagul României și steagul ADP, pe ambele este sigla 100, centenarul. Și în parcuri să a doua propunere pe și care... chiar am avut, ca să termin, chiar mi-au făcut o surpriză, pentru că noi, apropo de pasăruțe, noi numai de 2 ani de zile, de când sunt eu la sectorul 2, noi nu mai cumpărăm flori. Deci folosim doar florile pe care le producem asta în serele noastre. Important. Dar cu acele flori din sere au făcut, în cel puțin două locuri, știu eu, un aranjament cu România Mare. Ce frumos. România Mare, deci da. Așa cum era la 1918, și cu România 100. Deci au făcut-o din flori, fără costuri suplimentare. Deci, și în parcurile care le mai aveți, am văzut un lucru extrem de interesant, ar putea fiecare alee să aibă denumiri. Și eu cred că denumirea de anumitor personalități românești care în suta asta de ani au făcut anumite lucruri, ce frumos ar fi să mergi într un parc și să te întâlnești cu iubita, cu prietenul, cu copilul la intersecția dintre strada Mihai Eminescu și Henri Coandă. Sau Nicolae. Ideea nu este rea și o să o propun. Sigur, noi cu parcurile avem o mică problemă cu un nume de parc. Exact. Pe care n-am reușit să-l schimbăm, pentru că nu ține de noi, ține de Primăria Capitale și am solicitat de foarte multe ori să schimbăm numele parcului Tolbuhin. Este generalul sovietic care a... Da, vorbim de parcul unde se află și școala generală numărul 56, acolo, exact, pe Bulevardul Republicii. Am avut o discuție cu primarul general și mi-a promis că o să facă ceva, măcar să ne lase pe noi să denumim parcul, ar fi util. Da, știu că în acel parc există și unul, există la un moment dat, știu că ați făcut la un moment dat niște modificări în parcul despre care discutăm. Apropo de ce spunea și domnul Mierlea cu lucruri care ar trebui să arate frumos în zona respectivă și știu că există și niște busturi pe acolo, niște... Este bustul José Martí, mă rog, era dinainte, parcul acum arată extraordinar, a fost, știu că am fost pe acolo, refăcut total, fără a fi opulent, dacă ați văzut, da. E foarte multă iarbă. Dar arată bine, spun eu, deci și dacă... Se poate. Fără investiții majore. Da, apropo de ce spunea domnul Mierlea de colaborare cu... Uitați steagurile, că sunt... Da, sunt de pe pagina de Facebook a ADP Sector 2. Chiar apropo de ce spunea domnul Mierlea de Poliția Locală Sector 2 și, bineînțeles, sub egida Primăriei Sector 2, dumneavoastră ați lansat o campanie prin tot sectorul cu acele afișe, apropo de centenar, istoria
1918. Da, sunt niște bannere puse exact. În sector. Sunt niște, iarăși, nu au legătură cu centenarul, dar îi mulțumesc încă o dată domnului Mierlea, sunt acele tablouri cu personalități făcute tot de dâns și acum câțiva ani și sunt în foarte multe școli. Uitați, steagurile sunt. Eu spuneam, dar pe lângă aceste steaguri, acele steaguri care flutură, să spunem, pe câte o alee sau pe un bulevard mai important, eu cred că aduce în sufletul fiecărui român sentimentul acela de sărbătoare. Da, exact. Este de ziua națională sau așa, le vedem, dar după aceea se scot. Nu. Eu cred că stând aceste steaguri, sunt nu, pe lângă steagurile astea fixe, de a fi arborate la fiecare stâlp sau la fiecare casă, creează acea stare de bine și eu cred că nu discutăm neapărat de naționalism, de patriotism, de identitate națională. Eu cred că, mai ales în perioada aceasta tulbure, în care România, granița Uniunii Europene, România la confluența aceasta geopolitică, geostrategică, cred că ar trebui să ne regăsim, să spunem, aceste valori, să spunem, până la urmă și să nu mai avem acel sentiment, asta e România să sau mai că, eu sunt de acord și cu patriotismul afișat, declarat, dar să știți că trebuie să lucrăm mai mult la zona educației, pentru că patriotism înseamnă și să nu arunci un gunoi pe stradă. Și să faci o reclamație când vezi că aruncă unul gunoi pe stradă. Și să-l atenționezi pe unul, exact. Chiar dacă nu e treaba ta, e de fapt treaba ta, să vorbești frumos cu concetățenii. Să, nu știu, să nu faci lucruri care nu sunt, ies din limita bunului simț. Naționalismul are mai multe fațete. Și exact. El, v-a spus, e bine să-l afișăm, să-l declarăm, să-l punem pe etape, dar ar trebui, pentru că suntem într-o perioadă în care ne-am superficializat într-un fel, datorită vitezei, din cauza vitezei, dacă vezi. Facem foarte multe lucruri, comunicațiile, transporturile ne ajută, dar facem lucrurile superficial. Și atunci, de multe ori, trecem rapid peste lucruri asupra cărora ar trebui să ne adâncim. V-am auzit mai devreme. Privește mai devreme. Da. Au legătură. Ar trebui să facem lucruri mai temeinic și din punct de vedere patriotic. Să ne iubim comunitatea, orașul, țara, aproapele. În general, să fim mai deschiși și să fim cu ochii în patru, cum vorbeam noi mai devreme. Apropo de ce spuneați dumneavoastră cu atrasul atenției unuia care aruncă pe stradă, mie mi s-a întâmplat, nu mie personal, dar fiind în Marea Britanie la un moment dat, eram cu câțiva cunoscuți și cineva obișnuit ca la noi, și știți dumneavoastră cum se întâmplă, a dat drumul la un ambalaj de gumă de mestecat pe jos, nerealizând că de fapt cineva este în spatele lui. Și la nici două minute după ce s-a întâmplat acest aspect, a apărut un ofițer de poliție care a venit, nu i-a făcut nimic decât l-a bătut pe umăr și a spus: te rog frumos, du-te și ridică-ți de jos ce ai aruncat, că dacă nu plătești o amendă. Până la urmă, din punctul meu de vedere, am senzația că trebuie niște legi date de genul acesta. Legi, să le aplicăm. Sau legile să le aplicăm, există. Mai exact. Legile le avem. Pentru că până la urmă, de bună voie, și trebuie să recunoaștem acest lucru, de bună voie nu totdeauna omul face. Și atunci trebuie să existe și o măsură punitivă. Nu este întotdeauna cea ortodoxă, să spunem, dar trebuie să existe o măsură punitivă, pentru că altfel se creează haos, așa cum de multe ori se întâmplă și nu prea mai poți să faci față. În străinătate, în țările civilizate, măsurile punitive generează amenzi foarte ridicate. De ce? Pentru că se presupune că nu stă polițistul pe fiecare om, exact. Se prinde o dată dintr-o sută de ori sau o dată din 30 de ori. Dar și cetățenii dar și cetățeanul devine brațul armat al societății, fiindcă în momentul când te vede și el la rândul lui face o sesizare, ridică problema. Această mentalitate a fost schimbată spre rău în perioada comunistă. Da, la noi, da. Nimeni nu înțelege că trotuarul acela este și al lui. Trebuie să se simte proprietar pe parc, pe trotuar, e bunul comun al întregului popor, adică e al primăriei, trebuie să facă altcineva. Da, și nu, pe mine și nu mă interesează ce se întâmplă. Nu, trebuie să conștientizeze că este bunul lui. Și dacă rupe o bancă, dacă murdărește o alee, dacă aruncă un gunoi în iarbă, își face lui ca și cum și-a aruncat singur în casă. Așa este. Dacă nu conștientizăm așa, și este un fel de patriotism, dom'le, a îngrijit ca un bun proprietar. Chiar dacă suntem mai mulți proprietari la aceste până la urmă e vorba de bunul simț al fiecăruia să am lansat o campanie cu ceva ani de zile în urmă în care am încercat să aducem copii din școli, să adoptăm câte o alee în câte un parc și să facem curat. Și am văzut după aceea în ziare titrau așa: Mierlea readuce munca patriotică, a reînviat spiritul comunist.
E adevărat că avem în continuare poate anumite ofuri, sau, de eu cred că picătura chinezească și venind constant, se vor schimba lucrurile, fiindcă până la urmă cât ar fi ăla de om de rău, dacă tot vede că până la urmă cineva face, se și întâmplă, cineva vine în urma lui și face, de fapt. Încet, încet se întâmplă, cu toate că discutam în prima parte a emisiunii, nu este cineva, că n-are nimeni în România, exact, nici în nume, nici în prenume, cuvântul cineva. Fiecare trebuie să și facem ceva. Iar pe cealaltă parte, dacă administrațiile publice locale, cât și cele centrale, și-ar face cu adevărat datoria și să nu mai zică stai că vin alegerile și să nu dăm amenzi, stai că să facem aia și să nu se întâmple cealaltă, s-ar schimba lucrurile. Și am văzut administrații publice la nivel național, chiar în zona rurală sau chiar și în zona orășenească, care au reușit până la urmă să arate acele localități sau anumite zone din localitățile respective ca afară. Toți ne dorim o țară ca afară. Așa, dar depinde și de noi să o implementăm cumva și, cum și să facem ceva. Știți că la amenzi e o problemă legată de legislație. Nu poți să dai o amendă pentru cineva care aruncă cu noi decât dacă îl prinzi în flagrant. Live, deci tu fiind acolo, da, nu da, pe da, o cameră. Pentru că avem filmări, dar nu poți să dai amendă. E, credeți-mă, aproape imposibil. Dăm amenzi, știu că am mai discutat, de 15.000 de amenzi. Dar procentul este extrem de mic, pentru că n-ai cum, n-ai cum să-i prinzi. Fie omul și că unul care vrea să arunce, sigur se uită, bă, nu-i vreo poliție și după aia arunce. Da, ce o decizie de Consiliu Local și schimbați-o. Deci, eu cred că baza nu este o lege. Baza este educația. Este educația. Dacă nu plecăm de la educație, e foarte greu doar punitiv. Sigur, măsura punitivă este importantă. Dar dacă nu plecăm de la educație, de la a-ți fi rușine de cetățeanul care trece pe lângă tine. Pentru că în comunitățile mici, la țară, mai e jena aceea. Acolo se cam cunosc unii pe alții. Tata, îl știe pe tata, o știe pe exact, mama. Exact, exact. E rușine să fac nu știu ce. Aici ne-am ascuns în marele oraș, în mulțime și suntem mai invizibil, ca mai singuri între oameni. Nu, de ce v-am întrebat? Pentru că știu foarte bine și am discutat inclusiv cu domnul director general de la Poliția Locală Sector 2, apropo de sistemul de monitorizare pe care dumneavoastră îl aveți, și este unul destul de performant din toate punctele de vedere. Și exact același subiect îl aveam în discuție de măsurile punitive luate împotriva unor oameni care fac rău în general. Și apropo de, și aici poate și domnul Mierlea ne ajută cu un răspuns sau chiar o soluție, vorbeam la un moment dat de cei care nu îngrijesc un teren, apropo de curățenie, sau nu îngrijesc o clădire, îi se dau niște înștiințări, niște notificări prin care se spune, domnule, vezi că ai termen de... Sau impozitul, acum impozitul crește 500%. Nu, poate, noi am introdus, chiar am propus eu în Consiliul Local și am introdus... Începând cu 2019, majorarea cu până la 500%. E un regulament cu punctaj. Pentru cei care fac astfel de lucruri. Cei care nu își îngrijesc proprietățile. Clădirea, terenul. Dar să vă spun o chestie. Majorarea nu e mare, adică uitați, 2 milioane, e 10, da? În Portugalia, în Lisabona, cum au rezolvat această problemă? Toate terenurile virane, lăsate de izbeliște, se notifică proprietarul dacă în 6 luni de zile n-a apărut, n-a venit, n-a curățat ce era de curățat, îl ia primăria. Rămâne omul proprietar, ia primăria, îl curăță și îl dă sub un fel de arendă cuiva care vrea să-l muncească. Și au apărut în mijlocul Lisabonei grădini cu roșii, cu... n-au voie să crească găini, porci și alte minuni, cu porumb, cum mai știu eu ce. Și s-a întâmplat un lucru extrem de interesant. Iar proprietarul, când vrea să și-l revendice sau ce vrea el să și-l facă, se duce la primărie, anunță cu 30 de zile înainte ca omul ăla să poate să-și ia dacă e ce este de luat acolo. Până la urmă, la noi s-a ajuns și e un caz tragic. În București, de pe un astfel de teren viran, cu copilul acela care a murit cu niște câini. Adică se pot ajunge la niște tragedii inimaginabile. Oricum, am fost în presa internațională cu japonezul venit de la atâția mii de kilometri, mușcat și a murit în Piața Victoriei. Nu, domne, în vreo comună de prin vreun vârf de munte, adică în centrul orașului. Am mai văzut tot în Piața Victoriei, la un moment dat a luat foc o mașină și a fost extrem de interesant. Polițistul ăla de acolo era la guvern cu jandarmii, au venit cu două extintoare, niciunul nu era în termen de valabilitate și nu funcționa. Și până au venit pompierii, a ars mașina aia de tot. Adică avem o stare de asta doar de a bifa lucrurile. Și eu cred că trebuie să conștientizăm că securitatea, siguranța, Doamne ferește de un cutremur, Doamne ferește de o calamitate, exact, Doamne ferește de un accident, avem probleme. Noi am lansat cu STS-ul acel număr 113, la 112 suni și la 113 să dai SMS pentru persoane cu dizabilități de audio sau de vorbire, sau dacă, Doamne ferește, nu poți să faci un apel cu voce. Încă este greu până penetrează, până se întâmplă. Toată lumea în România, cum vă spuneam,
și mie ce mi iese sau de ce te ocupi, ce ai, ce avantaj, nu de ce faci, de ce ce ți iese. Da. Avem, exact, avem tara asta, să spunem. Dar eu cred că încet, încet pot să se schimbe lucrurile. E adevărat că educația, cred că are cea mai importantă, să spunem, componentă. Și noi, cum v-am spus, ne-am dus către zona aceasta a învățământului preșcolar și chiar preuniversitar. În timp poți să formezi niște mentalități corecte. Este foarte complicat să schimbi mentalități. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Ne-am pornit o campanie, închide apa că te speli pe dinți. Chiar eu m-am trezit de câteva ori, fiind dimineață, n-am mai închis-o. Copiii mei, în schimb, mă închid. Fiindcă dacă lor le s-a format de la început acest exercițiu, instinct, e o chestie de instinct, nu mai e o chestie de conștientizare. Da, da, da. Și atunci este extrem de important să venim pe zona aceasta cu lucrurile concrete, lucrurile mici, dar ceea ce este extrem de... Salvăm măcar România viitoare. Bravo, dar măcar să nu facem doar bifând lucrurile, ci să le facem concret. Concret și pe termen lung. Asta este și cel mai important aici lucru. Aici putem da exemple, că ați vorbit de stingătoare. Ați văzut, după ce a fost nefericitul incendiu de la colectiv, s-au dat niște reguli atât de dure, apropo de zona asta, zona de siguranță a suprafocului, încât aproape nimeni nu le poate îndeplini. Mai și mult, am văzut 50% instituțiile publice nu sunt, mai nu mult, pot... legea, eu n-am înțeles de ce s-a dat așa, se referă doar la clădirile după 2007. Exact. De mai tot, da, adică pentru că era nu trebuie să o lege pentru toate clădirile? Sau nu, alea ei s-au o să gândit, ele, cred, sau... nu știu, ei cred că s-au gândit la momentul că acele clădiri de după 2007 sunt clădirile noi construite, în principiu. Nu, și la celelalte intervii pe măsură ce faci renovări. Exact. Dar nu e logic, adică nu poți să dai o lege, e neconstituțional să dai o lege doar pentru anumite clădiri. Trebuie să fie ori pentru toate. Și mai... am ajuns să avem cele mai dure legi din Europa, dar neaplicabile. Pe hârtie bifăm. Cum e aia cu fumatul? Eu m-am chinuit foarte mult cu colegii și în Parlament și peste tot și am reușit să avem o lege, zic eu, bună cu antifumatul, poate mulți nu le convine, dar din păcate, în cluburile mari din capitală, în diferite terase sau tot felul de minuni, deci a venit acum vremea rece, da, se fac acele așa zise terase afară și le închid cu căldură sau cu... și practic tu, chiar dacă ești nefumător și ca să intri în restaurantul respectiv, trecând prin acea terasă, tot exact, respiri acel aer. Poliția locală, că stai că nu e ăla, că nu ăla, stai că e nu știu cine, stai că nu se fie flagrantul, că nu e. Și până la urmă ne facem că facem de cele mai multe ori și genul ăsta doar de a bifa lucruri, cred că ne-a adus ca țară unde suntem azi. Și întotdeauna găsim soluții că nu e treaba mea, e treaba lui celorlalți. Și legislația, ceea ce spunea și colegul, mă uit, de exemplu, pe protecția consumatorului. Avem atât de multe autorități. ANPC-ul spune, nu e treaba mea, e treaba ANSVSA-ului, ANSVSA-ul nu e treaba mea, e treaba DSV-ului, DSP-ul nu era treaba mea. Primăria. Era poliția locală, stai că nu era primăria. Și mă, dar cetățeanul până la urmă, al cui e tată. Exact. Până la urmă are de suferit, dar... Și fiind atât de multe reguli care se încalcă, se creează și ideea că... Asta se creează niște precedente. Bine, faci reguli mai simple, dar mai aplicabile și... Le... Și concrete, până la urmă, să înțeleagă toată lumea. Exact. Că vă dau un exemplu, ieșit un pic din context. Am avut invitați în studio o organizație non-guvernamentală care se ocupă de violența în familie. Și au militat la un moment dat pentru acel ordin temporar de restricție împotriva unor persoane violente. Spuneau reprezentanții acestui ONG și sunt juriști, spuneau că așteaptă să se vadă cum se va implementa acest nou ordin, pentru că nici ei nu mai știu ce să facă. Apropo de legi care sunt făcute, dar nu sunt înțelese și nu se pot aplica. Întorcându-ne la acest amalgam de situații, în sectorul 2 știu că s-au derulat destul de multe programe, apropo de educație, pe partea asta și de educație, prevenție și siguranța consumatorului, dacă pot să spun așa. Care sunt următorii pași pe care puteți să-i faceți împreună cu organizația pe care domnul Mierla o conduce pentru a ajunge în situația în care să schimbăm mentalități și să fim mai deschiși și mai... Să continuăm ce am început, cred că e cel mai important. Sunt programe pe zona educației care sunt foarte bune și, sigur, și cu ocazia centenarului și în viitor trebuie continuate. Pe zona de protecție a consumatorului, o să fac chiar în premieră un anunț. Vă rog. Discutăm cu cei de la Piața Obor introducerea unui fel de laborator care să verifice dacă, calitatea produselor, dacă au fost folosite pesticide pe zona pe legumele și fructe. La legume și fructe. Și încercăm să fim anul viitor prima piață din Europa, nu știu, unde va fi acest laborator și unde fiecare om își poate verifica. Noi o să verificăm produsele celor care vin, dar sigur, omul poate în plus să-și verifice. Da, să verifice... dacă nu are încredere în ceea ce se propune. Acum avem cântarul acela care... Da, mă uitam la dumneavoastră acolo câte hârtie aveți pe masă. Da. Și apropo de birocrația și legislația aceasta excesivă, chiar și în zona privată s-a ajuns la o
ca să încerce să compenseze. Exact. Și vă dau un exemplu. În România să te duci să-ți faci un abonament la o companie de telefonie mobilă și cu date inclus, undeva documentele ce rămân la ei, sunt ce rămân la tine, aici. Sunt undeva cam la vreo 20-25 de pagini. Fiica mea este acum studentă în Anglia și m-am dus cu ea când și-a dus și-a luat numărul de telefon din Anglia, un abonament. O pagină. O singură pagină. O pagină ca a insista să se ducă fizică, se putea face totul online. Da, bifez pe o ideea de a veni cu un lucru din aceste excesive care orice hârtie în plus dă naștere doar la... Spun eu întotdeauna, bani mai mulți la avocați. Fiindcă orice hârtie în plus necesită o virgulă în plus și întotdeauna se vor găsi chichițe să nu mai rezolv nimic. Revin, există din nou educație, adică cu ce am fost învățați. Noi la sectorul 2, pe partea de taxe locale, de anul trecut avem totul online. Deci nu mai este niciun serviciu pentru care trebuie să mergi la... Fizic. Iar să ții contul, nu trebuie să... Era la un moment dat la sectorul 4. Te duceai pentru online, te duci fizic. Nu. Ca să ții prima dată parola, trebuie să mergi. Normal. Din cauza datelor persoane. Deci nu putem să-ți faci... Dar la sectorul 4 era, adică te duceai de fiecare dată, trebuia și online. Băi, ați nebunit, pe atunci ce online mai e la? Deci, de anul trecut, totuși, în continuare, vin oamenii pentru că ei zic că e mai clar când vii acolo, că știi că ai făcut treaba. Da. Avem de anul ăsta, iarăși, avem protocol cu executorii și cu notarii. Ei și-au direct fiscalul informațiile de acolo. Fiscalul și-l iau, deci nu mai trebuie să trimită omul după... Vină și cu fiscalul. Deci, am făcut niște lucruri pentru a elimina hârtile, dar mare parte din populație, avem, deci plățile online sunt undeva 10%. De cât? Pentru anul viitor... Haideți să facem o campanie. Aici este. Am cerut ministrului finanțelor printr-o sesiune deschisă, am cerut introducerea unei bonificații de până la 5% sau să creez posibilitatea ca o comunitate locală să creeze această bonificație pentru a încuraja oamenii să meargă către online. Eu câștigăm bani și dându-i 3 sau 5%. Nu mai trebuie să țin atâția avantajați. Da, hârtie și nu știu, sedi. Pe lângă asta, pentru că încă nu am primit răspuns la guvern, au alte probleme, am căutat să introducem totuși ceva pentru anul viitor și le introducem, nu neapărat tombola, le introducem, cine plătește online, o să le dăm o serie de bilete gratuite pentru a te da în roata din parcul tău. Ce frumos! Deci, asta am avut eu la Comună. Mai există altă variantă, puteți să faceți altfel. Nu știu, e o idee, apropo de cei care plătesc online. Tombola nu pot să fac, m-am întrecat și asta. Puteți să le propuneți, de exemplu, în momentul în care vin și plătesc online. Un număr de oameni, apropo de ce spunea domnul Mira, se poate crea o tombolă, nu neapărat prin care să câștige bani. Nu-i vorba neapărat de bani, dar să câștige niște... Nu pot să o fac eu. Înțeles. Se la tombolă e foarte complicat cu Ministerul de Finanțe. Deci o poveste nu am interesat. Cu notarii, cu e mai e o complicație pentru noi. Iată că mai avem 2 minute până la următoarea pauză. Uite, este programul nostru de taxe locale. O să fie difuzat în direct imediat după pauză. Iată că putem să facem, și eu mă bucur foarte tare, domnul Mirela, că ați venit cu aceste două propuneri către domnul viceprimar. Sunt lucruri care se pot face pentru cetățenii, și nu numai pentru cei din sectorul 2, putem să le facem pentru toți cetățenii capitalei, apropo de... Să arătăm că se poate. Exact. Și de eliminarea birocrației, că până la urmă vorbeați de abonamentele la telefonia mobilă. Eu când m-am dus cu soția deși a renuit abonamentul, vreau să vă spun că am semnat 2 seturi de contract. Ne uitam, apropo de legea cu GDPR, care a intrat în vigoare și la noi, întrebați fiind, domne, de ce pe mine acasă, de pe numărul de fix, care nu este dat public, m-au sunat o companie care vreau să-mi vândă nu știu ce produse. Când i-am întrebat de unde au numerele, au spus că le au de la companiile partenere. Știți că pentru că ne-ați invitat aici, conform legii, trebuia să ne completați niște documente și așa. Da? Adică s-a ajuns, iar am căzut în alte extreme. Exact. Credem în câte o extremă de asta, din păcate ține puțin și e vorba aia românească. Orice minune ține 3 zile. Exact. Și din nou ne reîntoarcem la băltirea. Dar aș vrea să-l felicit pe domnul viceprimar pentru surpriza sinceră pe care mi-o face cu piața Obor, cu acel... Este o realizare. Să spunem, acel laborator, ar putea să fie un model pentru toate piețele din România, fiindcă ceea ce se întâmplă astăzi și ne reîntorcându-ne la câte boli avem și în condițiile în care foarte multe fructe și legume vin dintr-o zonă de-asta destul de dubioasă, să-i spunem. Închisă. Ca și... Inclusiv din România, să știți. Nu România. Am zis numai din export sau din import. Și din România, unde partea de toxicitate din punct de vedere al faptului că omul este învățat cu două mâini de azot, dar acum sunt tot felul de alte substanțe care poate să fie mai periculoase și să iasă înainte acelui cu cauza lipsei educației. Lipsa educației și dorința de a face, să spunem, un profit înainte a celuilalt. Nu știu seama că face rău neapărat. De acord, mai multe coroborând-o cu
cantitatea de, să spun, sau numericul copiilor bolnavi și a persoanelor bolnave pe diferite teme, toată zona aceasta ar trebui găsit o formulă. Iar asta poate să fie o zonă în care ar putea să fie o formulă extraordinară. Am făcut câteva chiar emisiuni interesante în piața Obor și am văzut că este o piață, zic eu, aproape model pentru foarte multe alte comunități locale sau chiar din municipiul București. E adevărat că în continuare și cetățeanul nu e atât de educat, fiindcă vede certificatul de producător, exact. Pe certificat scria, de exemplu, cartofi și usturoi, ăla vindea și mere, suc de mere și mai știu. Și am zis, bă, tată, dar de unde le vinzi tu și pastea? Sau dacă vede un om, mai îl vede și cu portocale și cu kiwi, se-i ceară un bon fiscal, fiindcă sigur are casă de marcat când i-a închiriat masa. Ăla nu este de ăsta producător, ci este sigur o persoană fizică exact, autorizată sau o mică firmă și atunci să ceară bonul fiscal. Și mi-a spus cineva, doamne, dacă cer bonul fiscal, îmi dă în cap. Nu sunt atât de convins, fiindcă acolo există poliție locală și, există, și cred există. Că putem să și facem vă mai dau lucru. Încă o chestie. Vrem să facem în piață, în sectorul 2, o piață, chiar ar fi prima din România, și am avut discuții cu Ministerul Agriculturii, o piață exclusiv pentru producătorii tradiționali români. Nu am găsit. Deci nu am găsit spațiu. Nu, spațiul da, avem. Nu am găsit aveți. Oameni. Deci, producătorii. Ministerul mi-a dat asociația, mi-a recomandat da. Asociația de producătorilor tradiționali și ezită, mă tot rog, domnule, vă dau gratis piața. Nu a venit niciodată. Da, și cred că ar fi asta... prima, repet. Auzi, domnule, sunt singurul care ne-a invitat, dar i-a dat peste cap, adică sunt... Nu, e prea frumos ca să fie adevărat. Părerea mea este că e vorba de teama aceea de birocrație și apropo de ce spunea domnul Mierlea, că în momentul în care tu vii cu... Nu vorbim de cei de aici, dar vii într-o piață și tu ești un vânzător, că despre aia vorbim până la urmă, apropo de ce spuneați dumneavoastră, și nu ai casă fiscală și vine controlul și te zbate la ușă și spune, domnule, arată-mi actele. Păi nu, ei iau nu acte... știu. Nu, e vorba, vorba de teama de birocrație. Eu mai mult le-am propus, că am zis, domnule, vă fac o piață special, dar nu vă fac cu 50 de tarabe, pentru că v-aș limita numărul. Zic, mai bine vă asociați voi într-un fel de supermarket, în felul ăsta o să fie un număr mai mare de produse. Aveți cheltuieli mai mici, pentru că aveți decât 5 case de marcat, 5 vânzători. Dar știți că asocierea în România, din păcate, și aici, și asta o mare problemă. S-au blocat aici, adică am zis, bă, cred că dacă faceți un astfel de că de asta nu s-au înființat acele depozite în care exact, să-și păstreze exact, fructele da, și tot la nivel comună, da. Fiindcă avem zona asta de asociere, mai bune, că avem un exact. Unde e tot așa undeva cu... E, încet educația, dar uitați, aceste inițiative din partea administrațiilor publice locale, Constanța la un moment dat făcuse într-o comună, le dădea solarii gratuite și le prelua și marfa. Și au început să se și s-au dezvoltat, chiar dacă primăria n-a mai continuat, ei au rămas și au continuat. Să spunem, exercițiile pe care le face primăria sectorului 2, sunt convins că peste 3-5 10 ani de zile vom vorbi de o normalitate în foarte multe alte piețe. Dar important este cineva să arate facă. Că se poată și exact. Să facă, fiindcă de cele mai multe ori vorbim din gură și nu, și nu se întâmplă așa mai nimic. Eu promit și domnul viceprimar știe că de obicei mă țin de cuvânt, eu promit că ceea ce domnul viceprimar a spus acum am să urmăresc și eu și promit că dacă e ceva am să vin să vă întreb dacă ați făcut sau nu. Cu aceste cuvinte vom lua următoarea pauză, mulțumindu domnului Sorin Mierlea, care știu că trebuie să... Dar nu înainte de 0219551, numărul exact. Unic de protecție a consumatorului. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru participarea în această seară a emisiunea noastră. Mult succes în continuare la tot ceea ce faceți, Doamne, și să dea Domnul să vină cât mai mulți oameni către dumneavoastră și să vă reclame. Și dacă nu ne mai vedem până pe data de 1 decembrie, la mulți ani dumneavoastră, la mulți ani celor care se uită la noi și până atunci să-și facă acea fotografie exact. În fața unei clădiri din sectorul 2, care este în concurs, fiindcă pot să câștige până la 2000 de euro și să afle și povestea clădirii și locului respectiv. Cred că este extrem de important este. Pentru fiecare dintre noi. Este. Eu vă mulțumesc. Revenim, dragi prieteni, în câteva minute.